Coaliția are o problemă cu Cătălin Cârstoiu. Spune într-un interviu la evenimentul zilei, nu mă retrag nici dacă îmi cere Ciolacu. Nu o să vedeți de la mine așa ceva. Mai devreme, surse Digi24.ro ne spuneau că liderii coaliției așteaptă ca doctorul Cârstoiu să renunțe, să se retragă. Și dacă asta nu se va întâmpla, atunci cel mai probabil Marcel Ciolacu îi va cere să se retragă. Numai că nu vrea. Sursele noastre spuneau că nu vrea, Cătălin Cârstoiu nu își dorește să se retragă. Vă spuneam, în interviul de la evenimentul zilei, a confirmat această variantă, sub nicio formă nu o va face. În scenă intră și Gabriela Firea, care spune că până la începutul săptămânii viitoare, soarta lui Cătălin Cârstoiu va fi lămurită. Mâine își depune candidatura Cristian Popescu Piedone și, într-o foarte scurtă intervenție la Realitatea Plus, Robert Negoiță spune că dacă PSD îi va cere, el va candida. Va candida în locul lui Cătălin Cârstoiu. Anterior refuzase o astfel de ofertă. Despre această situație complicată, cum v-am promis, în studioul Digi24 este Nicolae Ciucă, este președintele Senatului României, președintele Partidului Național Liberal. Bună seara! Bună seara! Ce faceți cu Cătălin Cârstoiu? Dacă n-am avea atât de multe declarații într-o zi, domnul Prilipceanu, nu ne-ar fi viața monotonă? Ce facem cu Cătălin Cârstoiu? În primul rând, am avut o coaliție luni, o întâlnire a membrilor conducerii coaliției și am discutat toate aspectele legate de problemele care sunt la nivelul coaliției și, desigur, cea mai stringentă este cea a candidaturii la primăria capitalei. Și în încheiere a fost o decizie prin care am convenit ca în această săptămână, cât premierul nu este în țară, să existe acțiunea aceasta de clarificare din partea domnului doctor a tuturor acestor aspecte care țin de persoana domniei sale, pentru ca, în final, să putem să avem din nou o analiză și să putem să mergem mai departe sau să vedem ce decizie se ia. În momentul de față, domnul doctor este propunerea noastră de candidat la primăria capitalei. Ați văzut, domnul doctor? A noastră, a coaliției, ca să nu fiu înțeles greșit. Domnul doctor nu face conferința de presă, nu va face conferința de presă pe care i-a cerut-o Marcel Ciolacu. Eu consider că atât timp cât vine din partea domnului prim-ministru, președintele Partidului Social-Democrat, Marcel Ciolacu, această solicitare și pentru că în procesul acesta de identificare a candidatului, propunerea a venit din partea domniei sale, este normal să respecte cererea pe care domnul prim-ministru Marcel Ciolacu a adresat-o. Și dacă nu va face asta, ce se întâmplă? Deci dacă până la sfârșitul săptămânii este, așa spunea Marcel Ciolacu, până la sfârșitul săptămânii să facă o conferință de presă în care să le explice bucureștenilor, numai așa putem merge mai departe. Astea sunt vorbele lui Marcel Ciolacu. Dacă nu va face conferința de presă Cătălin Cârstoiu, ce veți face? Eu am discutat în această seară cu Marcel Ciolacu și mi-a spus că ea a vorbit din nou cu domnul doctor și a transmis să planifice și să aibă acest demers realizat. E o chestiune care ține de clarificarea unor probleme personale. Oricât de mult ar fi întrebat unul și altul, niciunul dintre noi, eu personal, nu am cum să judec pe anumite supoziții, pe anumite date, un anume aspect. Cel care trebuie să clarifice toate aceste chestiuni este domnul doctor. Dar înțeleg că acuzațiile de incompatibilitate n-au picat bine în coaliție. Dacă știți, îl puneți să explice. Noi, atunci când am avut prima întâlnire cu domnia sa, vă dați seama că am avut și prima întrebare. Este vreo problemă care
poate să împiedice candidatura dumneavoastră la primărie și atunci ni s-a comunicat la toți cei care eram în încăperea respectivă că nu este niciun fel de problemă. Motiv pentru care știm cu toții cum este în campanie sau în precampanie sau când cineva își anunță candidatura. Au loc o serie întreagă de verificări și în baza acestor verificări apar o serie întreagă de situații. Toate acele situații trebuie clarificate. Trebuie clarificate de către domnia sa. La acea întâlnire sau la altele? Cătălin Cârstoiu v-a vorbit despre raportul Corpului de Control din 2019? Eu consider că și dacă ne-ar fi vorbit nouă despre chestiunea respectivă, vă dați seama, este un raport al Corpului de Control, care este destul de consistent, poate să fie pe o pagină, să putem să vedem despre ce este vorba. Noi am recomandat ca toate aceste date să fie clarificate de domnia sa și de instituțiile îndrituite să facă astfel de activități. Vi se pare corect că atunci când l-ați întrebat dacă are probleme, nu va vorbi despre raportul Corpului de Control din 2019? Ne-a zis că există un raport al Corpului de Control în 2019, dar nu sunt probleme. Deci informația a existat. Da. Și totuși, după această discuție, ați decis să îl nominalizați candidat comun. Dacă dumneavoastră ne-a zis că nu sunt probleme? Pentru dumneavoastră a fost suficient. Da. Așa se întâmplă de obicei sau în cazul ăsta? Știți cum este, nu există timpul necesar și mergi pe încredere. Dacă de la început pornești cu suspiciuni în relația cu o persoană. Dumneavoastră personal, cum vi se par acuzațiile referitoare la faptul că fiind director la universitar, a consultat la o clinică privată, chiar o clinică a familiei? Cum vi se pare? Domnul Prilipceanu, nu vreau să par că nu am cunoștință despre ceea ce s-a întâmplat. Dar în același timp nu vreau să fiu eu cel care judecă la televizor o astfel de speță. Sunt instituții ale statului care trebuie să o facă. Noi trebuie să primim un răspuns de la instituțiile statului care au în atribuții astfel de activități. Niciunul dintre noi, eu nu sunt specialist, nu mă pot pronunța pe o astfel de speță. Și ar fi incorrect, aș specula și nu am făcut niciodată. Nicolae Ciucă, din ce spuneți dumneavoastră, din ce spune Marcel Ciolacu, înțelegem așa. Dacă până la sfârșitul săptămânii va face această conferință de presă Cătălin Cârstoiu, atunci el rămâne în cursă, rămâne candidatul PSD-PNL. Dacă face această conferință de presă și clarifică tot ceea ce este de clarificat. Asta e întrebarea. Trebuie să clarifice convingător? Dacă da, cine va decide că a fost convingător Cătălin Cârstoiu? Probabil că în această perioadă de timp există și slotul necesar să poată să se pronunțe și instituțiile statului, iar din punct de vedere a celui care trebuie să se pronunțe dacă a fost sau nu convingător, din perspectiva mea, dincolo de decizia noastră, cred că alegătorul va fi cel care trebuie convins. Bucureșteanul trebuie convins. Asta înseamnă că veți face un sondaj după conferința de presă dacă Nu cred că mai avem chiar atât de mult timp. Nu mai este timp. Da. Cătălin Cârstoiu spune că a intrat în cursă pentru că a stat de vorbă cu Marcel Ciolacu. Dumneavoastră confirmați, Marcel Ciolacu l-a propus în interiorul coaliției. Când v-a spus dumneavoastră Marcel Ciolacu numele lui Cătălin Cârstoiu? Cu 2 zile înainte de a fi cu anunțat. Doar 2 zile înainte. Atunci, acolo ajunseserăm, pentru că dacă vă aduceți aminte, a fost în discuție încercarea de a-l convinge pe domnul profesor Tiberiu Florescu, profesor la arhitectură, și am discutat cu dumnealui, ne-am văzut de asemenea amândoi cu domnul profesor, a declinat oferta noastră și atunci a trebuit să se identifice alt candidat. Noi nu am avut un candidat, că nu am avut, și fiind vorba despre un candidat comun al coaliției, s-a căutat identificarea unui candidat în afara celor două partide politice. Din ce spuneți, pare că nu a trebuit să-l convingeți pe Cătălin Cârstoiu. Era convins, își dorea. A fost suficient să vină propunerea și s-a și întâmplat.
Senzația dumneavoastră care a fost, își dorea? Senzația mea a fost și atunci și acum că este un candidat foarte motivat. Ca atare, atunci când motivația nu vine așa dintr-o dată peste noapte. Este o chestiune care probabil a avut oarecare rădăcină în gândirea domniei sale. Și are și o justificare, pentru că nu putem să negăm că atunci când l-am prezentat, am venit cu o soluție a unei cariere profesionale de management a unuia dintre cele mai mari spitale din țară și am considerat că este o soluție pentru ceea ce are nevoie Bucureștiul astăzi. Adică un manager, o echipă de management care să-și asume un proiect și să rezolve, să înceapă să rezolve cu adevărat problemele Bucureștiului. Din punctul nostru de vedere, din punctul de vedere al PNL-ului, că sunt curios și care e atmosfera la PNL în legătură cu problemele de incompatibilitate ale lui Cătălin Cârstoiu. Aici este o problemă de candidat care nu reușește să facă față tăvălugului de campanie, obișnuitului tăvălug de campanie despre care vorbiți? Sau este vorba despre un candidat nesincer, care v-a ascuns niște probleme care au apărut apoi? În principiu, la nivelul echipei de conducere a Partidului Național Liberal, nu am intrat să disecăm visceral toate aceste aspecte. În schimb, am considerat și i-am recomandat domnului doctor, noi cu dumnealui ne-am văzut în echipa de conducere atunci când am avut activități întrunite ale coaliției. De asemenea, alături de Partidul Național Liberal, de reprezentanții Partidului Național Liberal, de filialele noastre, a participat la activitățile pe care noi le-am desfășurat în sectoare, la sectorul 1, la sectorul 4, când am avut alegerile, la București, a participat la activități în teren împreună cu filiala sectorului 2, cu filiala sectorului 3, inclusiv cu filiala sectorului 6, domnul primar Ciucu a fost în activități cu domnia sa. Altfel, noi am considerat și considerăm în continuare să urmăm exact acest proces pe care vi l-am descris mai devreme, pentru că nu avem statutul de judecători în această speță. Atunci când a agreat domnia sa să vină să participe la alegerile pentru primăria Bucureștiului din partea celor două formațiuni politice, trebuia să își asume și această nevoie de clarificare, pe care în continuare o susțin. Eu susțin ca domnia sa să-și clarifice toate aceste probleme. Ați văzut că s-a întâlnit de mai multe ori cu jurnaliștii, a fost întrebat de mai multe ori în legătură cu aceste probleme de incompatibilitate și a dat răspunsuri. Cum vi s-au părut răspunsurile? Pentru mulți ele au trecut drept zeflemitoare, obraznice, nu la obiect. Acum, trebuie să fiu la fel de sincer. Nu am privit la televizor modul în care a răspuns domnia sa. În schimb, primim briefingurile de monitorizare și din literă nu ne-am dat seama că partea aceasta, atitudinea zeflemitoare, probabil că apare în momentul în care există o anumită gestică, mimica feței, nu le-am văzut. Dar nu cred că domnia sa trebuie să aibă o astfel de abordare. Niciunul dintre noi, atunci când vorbim cu oricine, nu doar în fața presei, atunci când vorbim în fața presei, vorbim în fața oamenilor. Nu trebuie să avem de niciun fel o astfel de atitudine. Și nici nu trebuie să ne supărăm sau să ne enervăm vreodată, pentru că am intrat într-o acțiune, este un exercițiu public pe care trebuie să-l gestionăm prin propria noastră voință, pentru că noi am voit să ajungem aici. O informație pe care ne-a oferit-o Cătălin Cârstoiu chiar aici în studio a fost că el nu a fost sondat. El nu a fost verificat prin sondaje. Dumneavoastră ne spuneți în seara asta că practic a fost singura soluție pe care ați mai avut-o. Cât de corect vi se pare acest proces prin care Cătălin Cârstoiu a fost desemnat
față de colegii dumneavoastră de la PNL și PSD care își doreau, care fusese răsondați? Ulterior a fost, după ce a fost identificat, a fost sondat și, într-adevăr, în sondajul pe care l-am făcut, normal, ca fiind candidat al coaliției, al alianței electorale, ca să fiu mai precis, apărea la scorul care a apărut prima dată, la 18%. În același timp am văzut zilele acestea un alt sondaj în care apărea la 23%. Deci, evoluția aceasta este. Vedeți dumneavoastră, toate aceste chestiuni, când se produc într-un interval atât de scurt de timp și când toată atenția este focalizată asupra unui om, eu vorbesc din prisma omului acum, nu a liderului de partid. Sigur, e posibil ca tot ceea ce scrie acolo să fie adevărat. Dar într-o viață de om să nu fi făcut nimic bun, am ajuns să nu ne mai intereseze nimic din ceea ce face cineva bine. Ce îl exclud pe domnul doctor Cârstoiu. Cred că este bine să cumpănim atunci când vine vorba de analiza prestației cuiva și ce a făcut bine și ce a făcut rău. Numai de 2 săptămâni de zile, tot ceea ce a fost rău a fost scos la suprafață. Este un risc pe care ți-l asumă un candidat. Sunteți, e adevărat. Sunteți de acord cu el când spune că este hărțuit? N-aș putea să spun chestiunea asta. Adică nu pot să mă transpun în situația domniei sale. În schimb, pot să văd și să citesc toate aceste articole, declarații și așa mai departe. Sursele noastre spun că la ședința de luni Marcel Ciolacu ar fi spus: electoratul nostru este bine mersi cu Cristian Popescu Piedone. Electoratul nostru nu este. Electoratul dumneavoastră nu este. Nu. Dar dacă se va retrage sau va fi retras Cătălin Cârstoiu, ce faceți? Avem varianta, avem planul B. Care este planul? Avem planul C. Cât de mult aș dori eu acum să devoalez un plan, nu o fac. Dar, dacă va fi nevoie, Partidul Național Liberal, într-o situație de extremă urgență, ca să folosesc această sintagmă, va avea propriul candidat. Nu este o problemă. Avem resursa umană să identificăm acel candidat care va candida din partea Partidului Național Liberal. Repet, extremă urgență. E planul B sau planul C un candidat propriu PNL? Adică, planul B, dacă pică varianta Cătălin Cârstoiu, mergeți tot cu un candidat comun sau treceți deja la varianta candidat fiecare dintre cele două partide? Dacă identificăm un candidat comun din afara celor două partide, e posibil să luăm o decizie în acest sens. Dar tocmai ne-ați spus că lista s-a terminat. Sau se terminase. Ați mai lucrat la ea între timp? Au mai apărut nume pe o listă a unor candidați din afara celor două partide care să fie susținuți de ambele? Păi după declarațiile de azi ați văzut și dumneavoastră. Resursa e inepuizabilă. La PSD. PSD ar avea acum două variante despre care s-a vorbit. Cristian Popescu Piedone, susținerea candidatului Cristian Popescu Piedone sau Robert Negoiță. La dumneavoastră? La dumneavoastră la PNL. Care e varianta? După ce vorbesc cu executivul partidului, cu biroul politic național, luăm o decizie și desemnăm un candidat. Cât de importante sunt alegerile pentru primăria capitalei pentru coaliție? Sunt foarte importante, pentru că, vedeți dumneavoastră, am reușit să ajungem la un numitor comun în municipiile sau în județele unde nu avem primar de municipiu, reședință de județ, unde ne dorim să menținem majoritatea la consiliile județene și să păstrăm consiliile județene, și ar fi păcat, după ce am avut de asemenea un numitor comun pe lista alegerilor europarlamentare, să
nu avem un rezultat similar și pentru București. Îndeosebi, în condițiile în care la sectoarele unde nu avem primari, există deja opțiunea agreată de ambele partide pentru a susține un candidat sau altul de la PNL, respectiv PSD, inclusiv formula de listă pentru Consiliul Local la sectoare și, de asemenea, formula pentru Consiliul General al Capitalei. Dacă nu reușim la Primăria Generală a Capitalei, luăm o decizie ulterior în coaliție. În ce măsură, asta e întrebarea pe care și-o pune toată lumea, în ce măsură rezultatul de la Primăria Capitalei va atârna, cât de mult va atârna acest rezultat pentru planul de a merge mai departe împreună? La următoarele alegeri, după alegerile din decembrie? Are o pondere, dar nu o pondere care să impacteze pentru rupe proiectul, care e un proiect la nivel de țară. Sigur, Bucureștiul este capitala țării. Este foarte importantă pentru toți cei care trăiesc și își desfășoară activitatea și lucrează în instituțiile centrale ale statului român în București, dar este importantă și pentru teritoriu. Ca atare, e nevoie ca Bucureștiul să fie considerat ca piesa centrală a tot ceea ce înseamnă procesul electoral în alegerile locale. Contează mai mult europarlamentarele, faptul că aveți o listă comună pentru proiectul ulterior decât Primăria Capitalei? Europarlamentarele contează pentru că ne-am dorit foarte mult să mergem către Parlamentul European, către negocierile ulterioare la nivelul Comisiei, cu un pachet de forțe consolidat care să vorbească după aceeași partitură, astfel încât să putem cu adevărat să reprezentăm interesele României, ale românilor. Pentru că atunci când vorbim de Parlamentul Europei, nu vorbim de un partid sau altul, ci vorbim de România. Și lista alegerilor europarlamentare, acest pachet de europarlamentar, de candidați pe listele europarlamentare, este important de asemenea, pentru că de acolo am plecat. De la alegerile europarlamentare. Și aveți un prag? Aveți un obiectiv? Primiți întrebarea asta de foarte multe ori, o primiți încă o dată, există un obiectiv? Pentru că sondajele arată într-un fel și ce știm noi este că obiectivul este, ștacheta e mult mai sus. Nu, ștacheta pe care ne-am asumat-o a spus-o și cu președintele coaliției, a fost să atingem 50 plus 1. Acum sunteți la 30-40 după alte sondaje. Este mulțumitor? Acum, știți și dumneavoastră, știu și eu, sondajele se duc și dau cifrele după comandă. Unele arată într-un fel, la noi arată în altfel. Cum arată ale dumneavoastră, Nicolae Ciucă? La noi arată foarte, foarte aproape de dezideratul pe care ni l-am propus. Adică aproape de 50%. Da. Și mai reiese ceva din aceste sondaje, domnul Pregipceanu. Reiese faptul că mai mult de 50%, chiar 60% dintre români acceptă această variantă de coaliție de guvernare asumată pentru stabilitatea și pentru o viață normală, pentru că, iată, nu suntem departe de ceea ce se întâmplă la câteva sute de kilometri în Ucraina, și atunci există această temere a oricărui om vis-a-vis de ce ar mai însemna și o perturbare a vieții politice în România. Ca atare, având acest feedback, atât din sondaje, dar îl avem, să știți, din întâlnirile pe care le avem cu oamenii pe stradă. Până aici am venit pe jos. Și să știți că nu a zis nimeni de ce ați făcut chestiunea asta. În același timp trebuie să recunosc
că avem hardcore-ul fiecărui partid. Eu trebuie să vorbesc cu electoratul liberal care nu înțelege de ce am făcut această încă alianță. Încă aveți această problemă. Încă avem această problemă și este datoria mea, conducerii partidului. Poți să mai aveți mult? Ce anume? Această problemă? Să aveți susținători care să nu înghită colaborarea cu PSD? După ce vorbim, după ce le explicăm, după ce le punem toate argumentele pe masă, după ce răspundem la întrebările dumnealor, oamenii înțeleg. Și voi face chestiunea asta oriunde va fi nevoie. Să merg, să vorbesc, să îi fac să înțeleagă și să prezentăm argumentele noastre. Sigur că nu o să reușim să convingem pe toată lumea. Dacă cei de la PSD se duc în mod natural, linia lor de fugă este Cristian Popescu Piedone. Înțeleg de la dumneavoastră că e o variantă pe care n-ați susține-o niciodată. Dar tocmai v-am răspuns. Că e o variantă care nu merge pentru alegătorii PNL. Exact. Linia dumneavoastră de fugă, de ce nu e Nicu Șordan? De ce nu este Nicu Șordan? Pentru că Partidul Național Liberal, atât timp cât este într-o coaliție de guvernare, a reușit să determine o alianță electorală pentru europarlamentare și pentru parte, o mică parte din filialele, din județele unde avem alianță electorală locală, ar fi absolut de neînțeles, atât timp cât Nicu Șordan nu vrea să fie membru al Partidului Național Liberal, să avem această alunecare către relevanța candidaturii sale pentru primăria municipiului București. Ne-a tras atenția tuturor că în două declarații pe care Klaus Iohannis le-a făcut despre Cătălin Cârstoiu, a fost întrebat de ziariști, a folosit cam aceiași termeni, arătându-ne că pentru el, pentru Klaus Iohannis, Cătălin Cârstoiu este un candidat posibil, probabil, și că nu comentează candidați probabili. Cum vi se pare dumneavoastră lucrul ăsta? A spus de două ori. Deci nu a fost o scăpare, nu a fost o declarație făcută întreagăt, a revenit la o altă întrebare, într-o altă ocazie, și a spus că nu comentează candidați probabili. Cum vi se pare că pentru Klaus Iohannis, Cătălin Cârstoiu este un candidat probabil? Domnul Prilicianu, sunt în fața dumneavoastră, vă rog să mă întrebați pe mine despre declarațiile mele. Vă întreb altfel. Klaus Iohannis a fost la curent cu discuția dumneavoastră, Marcel Ciolacu, cu Nicolae Ciucă despre Cătălin Cârstoiu? A știut că aveți această variantă, că o veți propune? După ce am ales-o, pentru că nu putem să nu avem dialog cu președintele României. Am avut dialog cu domnia sa și am prezentat că am ajuns la un consens în legătură cu un candidat comun. Și am spus despre cine este vorba, atâta tot. A avut vreo reacție? Nu. A primit informația și atât. Domnul președinte, cu domnul președinte avem un dialog care ține absolut de relația instituțională. Până în momentul de față nu am avut o situație de impas să fie nevoie de intervenția președintelui României. Ori de câte ori sunt probleme care depășesc spectrul nostru de responsabilitate și intră în cel al domniei sale, discutăm. Niciodată nu a comentat să ne spună că am făcut bine sau rău. E o chestiune care aparține liderilor coaliției. E asumarea liderilor coaliției și chiar mi se pare normal că nu a comentat. Aseară la B1, Cătălin Cârstoiu a spus că a stat de vorbă pe parcursul zilei de ieri cu dumneavoastră și cu Marcel Ciolacu. Da. A stat de vorbă cu dumneavoastră? Da. V-a cerut ceva? Nu mi-a cerut nimic. I-am spus că în momentul de față trebuie să... Dumneavoastră l-ați sunat? Cum? Dumneavoastră l-ați sunat? Sau el v-a sunat? Am avut un mesaj. Ați scris? Și de regulă, decât să pierd timpul să scriu, că am timp foarte puțin, prefer să sun. Și aici cum a fost? Am sunat. Și l-ați sunat pe Cătălin Cârstoiu, da. Și i-ați spus? Ce i-ați spus? Și am spus, domnule doctor, vă rog să procedați în conformitate cu ceea ce am discutat la întâlnirea de coaliție, să aveți clarificările de presă și
De aici încolo ne vedem în momentul în care se întoarce și premierul în țară și putem să avem din nou o întâlnire a coaliției, după care vom lua o decizie. Astăzi. Până atunci, dumneavoastră sunteți candidatul coaliției. Nu pot să-i spun altceva. Astăzi ne explicați, Marcel Ciolacu îi cere din nou același lucru, pentru că nu a făcut-o, și dumneavoastră ne spuneți că sperați ca până la sfârșitul săptămânii să se întâmple acea conferință de presă. I-a cerut și premierul. Deci îi cerem amândoi același lucru. Odată i-a cerut public, odată ne-a spus că într-o conversație astăzi i-a reamintit că trebuie să facă această conferință de presă. Ce spune Nicolae Ciucă despre Iulian Dumitrescu? Iulian Dumitrescu tocmai a făcut declarații, spune că are dreptul să candideze pentru șefia Consiliului Județean Prahova și că îl susține partidul. Ce spune partidul? După o scurtă pauză, rămâneți cu noi. Invitatul nostru este Nicolae Ciucă, președintele Partidului Național Liberal. Ce faceți cu Iulian Dumitrescu? Iulian Dumitrescu, ultima lui declarație este: am dreptul să candidez, PNL mă susține să candidez pentru un nou mandat la Consiliul Județean Prahova. Ce face PNL? Domnul Presbiceanu, și ultima mea declarație de alarteri la presă, că am primit această întrebare și o primesc frecvent, am declarat și nu-mi schimb declarația pentru că nu am de ce, decât dacă sunt argumente pe măsură. În acest moment, la nivelul Partidului Național Liberal, am validat toate listele de candidați la nivelul consiliilor județene și primăriilor municipiului de județ, pentru că așa este prevederea statutară. Am rămas cu două filiale, Bihor și Prahova. Din perspectiva mea, așa cum am procedat de fiecare dată, voi proceda și de aici înainte, respectând prevederile legale, prevederile statutare și cele constituționale. În acest moment nu am o propunere de la filiala Prahova. În momentul în care o voi avea, vom lua o decizie. Decizia aparține Biroului Politic Național. Noi știm că filiala Prahova l-a propus și îl susține pe Iulian Dumitrescu. E doar o parte din filiala Prahova? Noi nu avem aceeași înțelegere pe propunerea respectivă, dacă a venit, pentru că în momentul de față, așa cum v-am spus, mai avem două filiale de validat. Bihor și Prahova. Și spuneți că din partea filialei Prahova nu a venit nicio propunere. Nu avem propunerea care să intre în analiza Biroului Politic Național. Pierde Ucraina războiul cu Rusia? Domnul Prelipceanu, este o situație cât se poate de dificilă. Probabil că ați citit și dumneavoastră un articol în Politico al unui jurnalist care a fost în Ucraina, a fost acolo alături de militarii ucraineni și este în momentul de față nevoie de tot ceea ce înseamnă sprijinul pentru a putea să reziste. Aici nu este vorba doar de pierderea unui obiectiv militar, de cucerirea unei localități, chiar cu relevanță simbolică. Nu este vorba de pierderea unui aliniament, pentru că într-un război, sigur, obiectivele militare sunt importante, victoria militară este importantă. Pierderea din punct de vedere militar, este plină de consecințe. Dar sunt și celelalte efecte ale războiului de care trebuie să ținem cont. Ce scuze? Analiza din Politico este cea despre care noi am vorbit la Digi24, este cea care ne arată că Ucraina se pregătește să piardă războiul cu Rusia. Se vorbește despre starea de spirit de la Kiev, a ucrainenilor. Dumneavoastră spuneți că Este un articol. Deci este un articol și s-a vorbit... E o opinie. Este o opinie, sigur că da. Și s-a vorbit de mai multe ori despre ceea ce se întâmplă pe frontul din Ucraina. Sunteți de acord? Și cred că este nevoie ca toată lumea să conștientizeze că Ucraina are nevoie de sprijinul necesar pentru ca războiul să rămână acolo. Altfel, vorbeam de celelalte consecințe ale acțiunii militare și anume va fi o retorică ce va fi
va veni mănușă, cum se spune, pentru propaganda rusească, să spună v-ați lăsat aduși în acest război, târâți în acest război de către Occident, Occidentul v-a părăsit, iată că nu este așa cum ați crezut, nu puteți să faceți față unei puteri precum este Rusia, se hrănește în interior și tot ceea ce înseamnă spiritul acesta patriotic despre care se vorbește în Rusia și uite că, într-adevăr, Occidentul este cel care ne amenință și vine peste noi, NATO și așa mai departe. Adică sunt chestiuni de care liderii lumii democratice trebuie să țină cont și să sprijine Ucraina. Ucraina nu are de unde să se autosusțină în acest conflict. Motiv pentru care președintele României, noi toți, am afirmat că România, în rolul ei de țară pivot în ansamblul securității pe flancul de est, în regiunea Mării Negre, a susținut și continuă să susțină, să sprijine Ucraina, pentru că altfel, închipuiți-vă ce ar însemna să se rupă frontul, să se producă efectul de domino și care ar fi efectele pe Republica Moldova, care ar fi efectele să ne trezim cu armata rusă înaintând către vest. Eu nu zic către România, către vest, pentru că frontul este larg. Este absolut necesar să înțelegem care sunt consecințele și să înțelegem cum gândește Rusia. Rusia nu gândește ca noi. Churchill a spus în felul următor. Rusia este o ghicitoare învelită în mister, în interiorul unei enigme. Greu de răspuns la ghicitoarea asta. Există și evaluări, există chiar declarația făcută de ministrul apărării din Estonia, care spune că NATO, după summitul de la Vilnius, face planuri de apărare pentru țările de pe flancul estic în scenariul unei Ucraine ocupate complet de Rusia, adică cu rușii la granițele noastre. Eu nu am mai văzut planurile acelea, sunt rupt de ceea ce înseamnă planurile NATO de 3 ani de zile. Dar scenariul, înțeleg că este... Ca atare, de atunci, eu am părăsit Ministerul Apărării Naționale înainte să se fi declanșat conflictul. De atunci și până acum au avut loc mai multe decizii la nivelul conducerii politico-militare a Alianței. Probabil că a existat o updatare și o upgradare a planurilor. Planurile au existat dintotdeauna, pentru că NATO este o alianță defensivă. Nu acum se vorbește pentru prima dată de apărarea fiecărui centimetru din teritoriul țărilor membre NATO. Acum se vorbește în alți termeni. Acum se vorbește în alți termeni. Toate aceste chestiuni trebuie să ne dea încredere, pentru că, iacătă, NATO are planuri. Are planuri inclusiv în situația în care Rusia înaintează către granița de vest a Ucrainei. Putem să înțelegem toată această situație, tot acest context, că a determinat și trebuie să determine în continuare măsuri pentru a ne întări capacitatea de apărare. Nu mai suntem în situația de acum 15 ani, 20 de ani, când a existat o interpretare a unei situații ideale de pace în lume, deși n-a existat niciodată o situație ideală de pace. Conflicte au existat și vor exista de când există lumea, dar a fost negligiat acest sector și de aceea în momentul de față ne confruntăm cu aceste probleme care sunt generate de incapacitatea industriei de apărare de a susține un efort de război. De aceea cred că la nivelul Uniunii Europene, la nivelul Alianței Nord-Atlantice, această insistare pe a revedea măsurile care duc la revitalizarea, rejuvenarea, primenirea industriei de apărare trebuie să se petreacă, pentru că oricum este nevoie să se completeze ceea ce s-a asigurat pentru Ucraina și s-a asigurat din rezervă.
foarte enervant faptul că pentru a treia lună la rând România are cea mai mare rată a inflației în Europa. Asta în condițiile în care și alte țări au trecut prin aceleași pusee inflaționiste ca și România, din cauza pandemiei, apoi din cauza războiului, din cauza prețurilor energiei. Dar acolo inflația a luat-o în jos. La noi suntem campioni europeni. Care explicația? O să pornim de la ceea ce avem ca date furnizate de către Institutul Național de Statistică. Din păcate, balanța comercială în România este negativă. Avem o balanță comercială de 2,4%. S-ar putea să greșesc. Peste 2% la bunuri și servicii. Avem o balanță comercială deficitară la produse chimice. Tot ce avem pe masă, folosim zi de zi, sunt produse chimice. O România nu mai produce de mult polimere, deși am avut o industrie chimică și am avut combinate chimice care reușeau să asigure nevoia de susținere a industriei petrochimice în țara noastră. De asemenea, inclusiv pe partea aceasta de produse industriale în general, putem să vedem în datele de la Institutul de Statistică faptul că industria a scăzut datorită problemelor create cu lanțurile de aprovizionare, cu scăderea consumului și tot ce a fost generat de criza energetică și cea inflaționistă. România a avut de suferit, mai ales că am fost conectați cu țări precum Germania, precum Italia, sunt investitorii noștri principali și pe componenta de industrie eram în relație directă. Ei au scăpat, noi n-am scăpat. Nu au scăpat. Nu au scăpat pentru că dacă ne uităm, Germania este în recesiune. De inflație, la prețuri mă gândesc. Au scăpat în sensul pentru că produc, asta voiam să spun. Odată ce avem o balanță comercială deficitară, la noi prețurile, produsele vin din import. Am mai dat exemplu acesta. Dacă am ajuns să importăm 80% din pasta de tomate, bulionul, noi trebuie să învățăm să ne reindustrializăm, inclusiv industria alimentară, industria care să poată să vină cu, să adauge plus valoare la ceea ce producem. Pentru că altfel suntem buni producători de materie primă, ne lăudăm că avem o producție agricolă mare, ne lăudăm că avem resurse naturale și că avem resurse de cupru și că avem resurse de minereu, că avem gaz. Dacă avem gaz doar să-l ardem, să ne încălzim casa, suntem pe un drum greșit. Ne trebuie să folosim gazul, să producem, să fie folosit în industria chimică pentru a produce, să vindem. Noi trebuie să întărim, să dăm încredere, trebuie să sprijinim capitalul românesc, să dăm încredere mediului de afaceri din România, să putem să devenim cât mai competitivi, pentru că suntem într-o piață liberă, iar în piața liberă lupta este una absolut competitivă. Două minute mai avem la dispoziție și am două întrebări importante, pentru că sunt preocupări ale societății în legătură cu ce se va întâmpla după alegerile, după ultimele alegeri din anul ăsta, din decembrie. Și întrebările sunt, 1. Vor fi taxe și impozite mai mari, vom avea impozit progresiv după alegerile din decembrie? Un minut și după aia mai am o întrebare. Noi, Partidul Național Liberal, inclusiv în legea bugetului de stat de anul acesta, am introdus un articol care prevede că nu vom avea taxe anul acesta și nu putem să discutăm despre taxă progresivă în condițiile în care taxa unică, scuzați-mă, cota unică de impozitare nu este unică, nu și-a terminat efectul, a fost cea care a produs creșterea economică în România pentru că a avut un grad de atractivitate și mai mult decât atât nu putem să vorbim despre un nou sistem de taxare fără să avem o strategie fiscal-bugetară. Nu putem să schimbăm sistemul de taxare cum vrem noi. Este o chestiune
absolut logică, iar cei care sunt economiști și analiști în domeniu știu mult mai bine decât mine. Dar asta e ce am putut eu să înțeleg. Și revenind la chestiunea cu inflația, să știți că am vorbit și cu premierul, avem discuții și cu ministrul de finanțe, să luăm măsuri astfel încât, inclusiv cu domnul guvernator, să vedem cum putem să scădem dobânda de referință, să vedem cum putem să ducem inflația la un nivel cât mai jos, pentru că afectează populația. Ultima întrebare, 30 de secunde. Oamenii văd declarațiile publice și spun așa, ok, acum politicienii toți ne spun că armata obligatorie în România nu este oportună, dar după alegeri vom avea armata obligatorie după alegerile din decembrie? Acum nu-l întrebați pe politicianul Nicolae Ciucă, pe militarul în rezervă. Vă întreb pe dumneavoastră. Da. Nu avem pregătită infrastructura necesară ca în următorii 2 ani de zile să putem să trecem la o astfel de decizie. Ca să avem din nou armata obligatorie, trebuie o infrastructură absolut foarte bine pregătită, pentru că nu poți să aduci oameni cu arcanul la armată. S-au dus vremurile alea pe de-o parte. De cealaltă parte, nu poți să-i aduci și să nu te îngrijești de ceea ce înseamnă armata anului 2020 și cât o fi la vremea respectivă. Mulțumesc, Nicolae Ciucă, președintele Senatului, președintele Partidului Național Liberal în studioul Digi24. Pauză, ne întoarcem cu amenințarea nucleară a Iranului, amenință nuclear Israelul. Toate datele imediat, rămâneți cu noi.